So, hello everybody. Bună seara tuturor. Bună seara tuturor. I'm very happy that I'm coming in to Romania in February, and I'm very happy that we are creating this online class together. Sunt foarte fericit că o să vin în februarie în România și sunt foarte fericit că creăm această clasă online împreună. Me too. Și eu. And so Agnes invited me, she's inviting me for a longer time, and also Lorena Vlasin, she's also here somewhere, she also invited me, so they are all inviting me, and probably, like, we are creating this together somehow. Deci Agnes mă tot invită de mult în România, but you already been here. Haris a mai fost odată în România în... parcă în octombrie 2019 și Lorena îl invită, deci vom crea ceva frumos împreună. De data asta la Cluj. This time at Cluj. And this is like how I'm choosing where to go, is like if people are interested, if a lot of people are asking for it, I'm choosing it. So there is some energy in Romania at the moment that people are interested to choose more, people are interested to create more. So we are coming to create something amazing. Cum aleg să vin undeva, urmează energia și sunt oameni interesați în România să creăm o clasă împreună și vom crea ceva uimitor. And for this class, for this 3-day body class, we are choosing another city than Bucharest, so it's not always the same city. Deci pentru această clasă vom alege un alt oraș decât București. Nu alegem întotdeauna același oraș. And it's little like easier, it's faster to come. I'm going to come with a car, and it's little easier to come with car. E mai ușor pentru mine să vin de data asta cu mașina și voi veni la Cluj. Maybe so I need to immigrate in many different ways from Slovenia to Hungary and back. So I need to come with car in crazy way. Trebuie să vină într-un mod haotic cu mașina, să emigreze în Ungaria ca să poată intra în România și vine într-un mod nebunesc. So, humanoid style. But we have, and during the night, in few hours, I'm going to Brazil. I'm traveling to Brazil. În câteva ore noaptea asta călătoresc către Brazilia. Where? To Sao Paulo. In Sao Paulo. I have a class in Sao Paulo in Brazil, and it's summertime in Brazil. It's 32 degrees at the moment. I want to come too. Can I come? You need to translate first. Zice că se duce în Brazilia acum unde sezonul de vară și sunt 32 de grade. Și l-am întrebat dacă pot să vin și eu și mi-a spus că trebuie să traduc înainte. And it's really funny, like flight tickets are very cheap at the moment. Like I got flight ticket like just 3 days ago for 450 euro. Deci biletele de avion sunt foarte ieftine acum. A cumpărat un bilet acum 3 zile de avion și a fost doar 415 euro. Return ticket. Biletul s-a întors. So it's not so hard to go to Brazil. Deci nu este atât de dificil să mergi în Brazilia acum. You just need also negative COVID test at the moment, so I have negative COVID test. Deci ai nevoie de un test negativ COVID și poți să pleci. Deci sunt... pe moment COVID negativ. And maybe some of you have seen pictures on Instagram or Facebook. I was in the mountains in the snow this afternoon getting ready for the hot summer. Deci poate ați văzut poze cu mine pe Facebook sau pe Instagram că am fost în munți astăzi, în munții înzăpeziți de aici, să mă pregătesc pentru o vară toridă. Now we have snow in Slovenia. I'm living in Slovenia. Acum avem zăpadă în Slovenia. It's the country which Romanians are crossing when they go to Italy. Este țara pe care românii o traversează când se duc cu mașina în Italia. So I see sometimes Romanians on gas stations. Deci vede uneori români la stațiile de benzină, la benzinării. So... but we have a topic today is earth body magic. Ce subiect avem astăzi este pământ, corp magie. And this is the topic which is part of almost all the classes that we are doing, and especially at the moment.
Este un subiect pe care principal pe care îl folosim în pe moment la toate clasele pe care le avem. What can we be? What can we create with bodies? Ce putem fi? Ce putem crea cu corpurile? What can we be? What can we create with this beautiful planet? Ce putem fi? Ce putem crea cu planeta asta frumoasă? And what magic is possible? What magic can we be with everything? Și ce putem fi și ce magie putem fi cu totul? And one of the ways how we are stopping it, what we can explore today, is how much we are making life defined. Ce, un subiect pe care îl explorăm astăzi este cum ne facem viața definită, limitată. How much we are making it fixed. Cât de mult o facem fixă. How much we have already decided what life is and what life is going to be. Cât de mult am decis ce e viața și cât de mult am decis ce, cum va fi viața, ce va fi viața. And ask yourself this question, let's explore it more. Can you ask yourself how much is your life, how much of your life is already fixed? Puneți-vă această întrebare, cât de mult din viața voastră este deja fixă? How much have you decided what life is? Cât de mult ați decis ce e viața? And what have you decided about your future? Și ce ați decis despre viitorul vostru? So, like, deci, how much is your future fixed? Cât de mult din viitorul vostru e fix? Sorry. And how much you are done with this, with creation of life? Și cât de mult ați terminat, ați încheiat crearea vieții. And what if you don't need to be done with life? Cum ar fi dacă n-ar trebui să o terminați cu viața? What if future can be different? Cum ar fi dacă viitorul ar putea fi diferit? What if it can be much more surprising? Cum ar fi dacă ar putea fi mult mai surprinzător? What if it can be something what you don't have any idea at the moment? Cum ar fi dacă ar fi ceva ce despre care nu aveți nicio idee acum? What if it can be something about what you can't make any conclusion? Cum ar fi dacă ar fi ceva despre care nu ați putea să trageți nicio concluzie? What if it can be something that you can't imagine it? Cum ar fi dacă ar fi ceva ce nu vă puteți imagina? Can you allow yourself to be so surprised? Ți-ai dat voie să fii atât de surprins? Can you allow yourself that you have a future which you can't imagine at the moment? Îți dai voie să ai un viitor pe care nu ți-l poți imagina pe moment? Is it possible to have this future? E posibil să ai acest viitor? Can you create it? Poți să-l creezi? Are you aware that you can? Ești conștient că poți? And are you aware that you are creating your life at the moment? Ești conștient de faptul că tu îți creezi viața pe moment? You can change it now. Că poți să-l schimbi acum? So, what if you can change it now from fixed future? Cum ar fi dacă ai putea să schimbi dintr-un viitor fix? That you allow yourself to have a surprising future. Să-ți dai voie să ai un viitor surprinzător. It's like allowing a new wind to come to your life. New what? New wind. Wind, okay. Să-ți dai voie să vină în viața ta noi vânturi. So it's a lot like allowing new wave of possibilities to come to your life. Să-ți dai voie ca noi valuri de posibilități să apară în viața ta. Can you allow that new wave of possibilities come to your life? Ți-ai da voie ca noi valuri de posibilități să vină în viața ta? Can you allow yourself to be surprised with a future which you can't imagine at the moment? Ți-ai dat voie să fii surprins de viitorul pe care nu ți-l poți imagina în acest moment? And can you open out to this? Poți să te deschizi acum către asta? So what if you can be creator of your life and what if you can create whatever you desire? Cum ar fi dacă ai fi creatorul vieții tale și ai putea crea orice îți dorești? Do you get that you can change your future now? Percep că ți poți schimba viitorul acum? And do you get that your future is your choice? Percep că viitorul este alegerea ta? And that you are maybe powerful? Și că poate ești potent?
And with your choice, you can be also influenced to a lot of other people. Și cu alegerile tale poți influența de asemenea mulți oameni. If you change, if you choose different future, you are influencing also future of other people. Dacă alegi un viitor diferit, influențezi de asemenea viitorul altor oameni. So what if you allow yourself to be an influence? Cum ar fi dacă ți-ai dat voie să fii un influencer, unul care influențează oameni? What can this create? How is this for you? Ce creează asta? Cum e asta pentru tine? What if you can allow yourself to be an influence to life of a lot of people? Cum ar fi dacă ți-ai dat voie să influențezi viețile multor oameni? What can this create? Ce ar crea asta? So how much are you trying to have the same life? Some life that you have decided that is normal. Cât de mult încerci să ai mereu aceeași viață, viața pe care ai decis tu că e normală? And what if you can allow yourself to have different life? What if you can allow yourself to have bigger life? Cum ar fi dacă ți-ai dat voie să ai o viață diferită, să ai o viață mai mărăță? More people in your life. Cu mai mulți oameni în viața ta. More joy. Cu mai multă bucurie. More pleasure. Cu mai multă plăcere. More money. Cu mai mulți bani. What can this create? Ce-ar crea asta? So what if you can allow yourself to have this and to create this? Cum ar fi dacă ți-ai da voie să creezi asta? So what if you can allow yourself that you choose today to have the future that is too much for you? Cum ar fi dacă ai alege astăzi să ai un viitor care e prea mult pentru tine? So what, for what future did you decide that it's too much? Ce viitor ai decis că este prea mult pentru tine? What if you can allow yourself to be this today? Cum ar fi dacă ți-ai dat voie să fii asta? And you never need again to make yourself slower. Cum ar fi dacă n-ar mai trebui să te încetinești niciodată? And you never again need to make yourself slower. Cum ar fi dacă n-ar mai trebui să te încetinești niciodată? And you allow yourself to be bigger. Ți-ai dat voie să fii mai măreț? And you allow yourself to be faster. Ți-ai dat voie să fii mai rapid? So what if you don't need to hide anymore so much? Cum ar fi dacă n-ar mai trebui să te ascunzi niciodată? How much you were hiding in normal life? Cât de mult te ascunzi într-o viață normală? Like a spy in sleeping, like a secret agent in sleeping, in waiting. Ca un agent secret, un spion care doarme. What if you can step out from sleeping now and it's time for action? Cum ar fi dacă te-ai trezi și ai începe să acționezi? Secret agent of consciousness, is it time to wake up? Agentul secret al conștiinței s-ar trezi. Do you like spy movies? Vă plac filmele cu spioni? What if you are a spy? Cum ar fi dacă ai fi un spion? What if being Romanian is just your camouflage? Cum ar fi dacă a fi român ar fi doar camuflajul tău? And you're not so much Romanian, you're more double agent, secret agent. Și cum ar fi dacă n-ai fi atât de mult român, ci ai fi un agent dublu? How is this for you, what you're talking about? Cum e asta ce vorbim acum? And do you have some questions? Și avem întrebări? One energy what we can explore is what is more true for you. Ce energie putem explora? Ce e mai adevărat pentru voi? So what is creating more for you? What is lighter for you? Ce creează mai mult pentru voi? Ce e mai ușor pentru voi? It's like maybe we can say it like, how is it a detector of truth which we are using in criminal movies? Like, cum ar fi dacă ați fi un detector al adevărului, așa cum detector how is it detector of light? Yeah. So you can ask you like you are a secret agent and we are going to put you on this detector. Cum ar fi dacă v-am întrebat dacă sunteți agent secret și v-am pune la acest detector? So are you here for normal life or you are a secret agent of consciousness? Sunteți aici pentru o viață normală sau sunteți agentul secret al conștiinței?
So are you here to have normal life or you are here to change the world? Sunteți aici să aveți o viață normală sau sunteți aici să schimbați lumea? What is more true for you? Ce e mai adevărat pentru voi? Do you like Dacia or Ferrari? Vă place Dacia sau vă place un Ferrari? Red. Red. Roșu. Of course Ferrari. So what is more true for you? Do you like... Deci, yeah, do you like James Bond movies or some other more like Romanian telenovelas? Vă place un film cu James Bond sau o telenovelă românească? So what is more true for you? Ce e mai adevărat pentru voi? So would you like to be in Romania for whole life or you would like to do some more traveling all around the world? V-ar place să stați în România toată viața sau v-ar plăcea să să călătoriți mai mult în jurul lumii? What is more true for you? What is the detector saying? Ce e mai adevărat pentru voi? Ce vă spune detectorul? So I think that we totally got you. You are a secret agent in hiding. Who, me? No, like also you. Că sunteți agenți secreți care vă ascundeți. Cine e? Tu, da, și tu. So, like, what if we can stop hiding or we can be double agent or something? Cum ar fi dacă ați înceta a vă ascunde și să fiți agenți secreți? More like spy in action? Mai mult un fel de spion în acțiune. So nobody needs to know, government, they don't need to know. Astfel încât nimeni din guvern nu trebuie să știe. That you are changing the world. Că schimbați lumea. You can still pretend that you are doing some normal job. Și încă pretindeți că faceți joburi normale, servicii normale. And you can travel. Și puteți călători. You can meet a lot of amazing people, also agents, other agents. Și puteți întâlni oameni uimitori, de asemenea alți agenți. And life can be really an adventure. Și viața poate fi cu adevărat o aventură. Like early in the morning, I'm traveling from Venice. În dimineața asta călătoresc la Veneția. And then I go to Amsterdam. Și după aia mă duc la Amsterdam. And then Brazil. Și după aia în Brazilia. It's like a movie. E ca un film. So, and like life is a creation, and you can create really anything. Deci viața este o creație și putem crea absolut orice. And nothing is really right, wrong, good or bad. Și nimic nu este corect sau greșit sau bine și rău. It's your life, it's your creation. E viața voastră, creația voastră. It's your body, it's your creation. E corpul vostru, creația voastră. It's your planet, it's your creation. E planeta voastră, e creația voastră. And you can really create anything. Și puteți crea într-adevăr orice. What would you like to create? Ce v-ar plăcea să creați? And you can explore how to create it. Și puteți explora cum să creați. What do you truly desire? Ce doriți cu adevărat? And also, what if you are here to play life? Like, what if life is much more as a game and it's not so serious? Cum ar fi dacă viața este mai mult un joc, nu este atât de serioasă? If you can play anything. Dacă ai putea să te joci cu orice. What would you like to play? Cu ce ți-ar plăcea să te joci sau ce ți-ar plăcea să joci? And how much you can explore this? Cât de mult poți explora asta? If you really can play anything, if really everything is possible. Dacă ai putea să te joci cu orice și dacă într-adevăr totul, orice ar fi posibil. What would you choose? What would you play? Ce ai alege? Ce ai fi? What would you like that your life is? Cum ți-ar plăcea ca viața ta să fie? And do we have some questions, maybe? Poate avem întrebări. Dacă aveți întrebări, vă rog să vă deschideți microfonul sau să puneți în chat întrebarea. They are shy. Sunt timizi. No one. Can you speak more about magic? Poți să vorbești mai mult despre magie?
Who is asking that? Now me, because okay. They're not saying anything. I would like to have a question, please. How so? Okay, let's go, Maria. Deci vrea să pun o întrebare, Maria. Bună. Before 4 years ago, I traveled like this to Costa Rica, to all over the world, to Amsterdam. What happened to me that I gave up at this? Acum 4 ani călătoream așa în toată lumea, în Costa Rica, în Amsterdam. Ce s-a întâmplat de am renunțat la asta? So? What am I hiding? Why I'm giving up? I don't want to hear you. I want to give back. Close the. De ce nu vreau să te aud? Mă ascund. Give back. I don't understand. Nu înțelege ce vrei what să are zic. You saying? Ce zici? Zi în română și traduc eu. Just say it. You can say it. Vreau să-l ascult și vreau să închid telefonul, să nu-l aud. She wants to de care turn off the phone. She doesn't want to hear you. To hear the question. So everything is cool. Nothing is right, wrong, good, bad. So totul e ok. Nu e nimic corect, greșit, bine, rău. You are asking yourself what is wrong. Te întreb ce e greșit cu asta. And that's not good question for awareness. Și nu este o întrebare bună pentru a avea o conștientizare. What if you can ask yourself more what is right about you that you are not getting? Cum ar fi dacă te-ai întreba mai mult ce e bine, ce e corect despre tine și nu vezi, nu pricepi, nu pricepi. How much you are all the time trying to get answer, trying to get conclusion, trying cât de mult to understand. Toată ziua, cât de mult încerci de fapt să obții un răspuns, să tragi o concluzie, să înțelegi. So just this trying to understand is enough big reason to stop choosing, stop creating. Sorry? Just this, trying to understand is good enough reason to stop choosing, stop creating. Motivul ăsta de a încerca să înțelegi e un motiv foarte bun să te oprești în a alege. So how much you were trying to understand people? Cât de mult încerci să înțelegi oamenii. And what if you bought their shit with this? Cum ar fi dacă ai cumpărat rahatul lor cu chestia asta? And with this you just killed your life, you killed your body. Și cu asta ți-ai ucis viața și ți-ai ucis corpul. So people are something that we can't understand. Oamenii sunt ceva ce nu putem înțelege. Understanding is something that doesn't work. Înțelegerea e ceva ce nu funcționează. So what if you don't need to understand and you can just choose and create? Cum ar fi dacă n-ar trebui să înțelegi și doar să alegi și să creezi? Like also like how much are you using thinking to stop yourself? Cât de mult folosești gândirea în a te opri pe tine? What can you create if you never think again? Cum ar fi, sorry? What can you create if you never think again? Cum ar fi, ce ai putea crea dacă nu te-ai mai gândi niciodată? I just choose. All the energy, allow yourself to be. Permite energiei, dă-ți voie să fii. And maybe something happened that you didn't expect, that you didn't like it in your life. Poate s-a întâmplat ceva ce nu te-ai așteptat, nu ți-a plăcut în viața maybe, ta. Maybe somebody disappointed you. Poate cineva te-a dezamăgit. And then you were thinking too much about what happened. Și poate te gândești prea mult la ce s-a întâmplat. And then you stopped living. Și ai încetat să mai trăiești. What you need to know about people, people are always going to disappoint you. Ce ar trebui să înțelegi despre oameni este că te vor dezamăgi mereu. Stop expecting from people. Încetează din a mai avea așteptări de la oameni. You were expecting instead of creating. Tu aștepți în loc să crezi. You gave everything and you were expecting that everything is going to be just fine. Tu ai renunțat la tot și te aștepți ca totul să fie bine. It's a bad manipulation. Este o manipulare proastă, rea. It didn't work. N-a funcționat. It's expectation, it's not creation. Asta este doar o așteptare, nu e o creație. Like if you would like that somebody leave you, you need to give everything to a person. What?
What? Sorry? If you would like that somebody leave you, you need to give everything to a person and the person is going to leave you. Deci dacă cineva vrea să te să dai totul, dacă vrei să dai totul unei persoane, cineva te va, deci te va părăsi acea persoană. Dă-i tot. So what if you knew it? Cum ar fi dacă ai știai asta de fapt? What if you knew what you need to create? Cum ar fi dacă ai ști ce vrei să creezi? And what if you were using this to stop yourself because you wanted to stop yourself? Cum ar fi dacă ai folosit asta, ai folosit asta să te oprești pentru că ai vrut să te oprești? When is the time to start? Is now the time to start? Yeah, acum momentul să încep. Yeah, so how to start is stop making yourself wrong. Cum să încep este să încetezi să te mai faci greșită. And one of main things, like what life on this planet is that we are enjoying our body. Un mod în care ne bucurăm de a fi pe planeta asta este să ne bucurăm de corpul nostru. So explore how much more pleasure can you have with your body. Explorează cât de multă plăcere poți avea cu corpul tău. How much can you treat your body in an amazing way? Cum ar fi dacă cât de mult îți poți trata corpul într-un fel uimitor? And this is totally changing your life. Și asta îți va schimba viața în totalitate. Thank you. Mulțumesc. Anything else? Any more questions? Any more questions? Okay, magic? Magic? Magic. It's a kind of magic. Magic is everything on this planet. So magia e totul de pe planeta asta. That we are talking now, that you can hear me, that's total magic. Faptul că mă puteți auzi acum este o magie totală, completă. We are pretending that it's not magic because we think that we understand it. Pretindem că nu e magie pentru că credem că o înțelegem asta. And because everybody else can do it, we think that's not magic. Și pentru că toată lumea poate să o facă, credem că nu-i magie. So what if life is total magic? What if everything in our life is magic? Cum ar fi dacă totul din viața noastră ar fi, de fapt, magie? That you can move your body is magic. Și faptul că poți să-ți miști corpul e magie. We just think that we understand it. Și doar credem că înțelegem asta. Scientists, they just think also that they understanding that they are proving it. Și cred că o înțeleg asta pentru că o demonstrează. And they are still proving everything on some point of view, on some starting theory. Și tot încearcă să demonstreze asta prin niște puncte de vedere și prin niște teorii. And for different point of view, they just name it differently. They name it a different science, different physics. Și tot ce fac este să o numească în feluri diferite. What if life is total creation and nothing is really true? Cum ar fi dacă viața ar fi o creație totală și nimic nu ar fi adevărat? So you decide what is true and this is how you are creating your reality. Tu decizi ceea ce e adevărat și cum îți creezi realitatea. And how we are eliminating magic from our life is because we are trying to understand. Cum eliminăm magia din viața noastră este prin faptul că încercăm să înțelegem. We are making it logical and linear. O facem logică și liniară. So everything is some kind of controllable step-by-step process. Și credem că totul este un proces controlabil pas cu pas. Where we need to control everything mentally. Și că trebuie să controlăm totul mental. More you allow yourself to be surprised, so you don't need to control so much, more you can create. Cu cât îți dai voie să fii surprins, cu atât de mult îți dai voie să creezi. So less you are controlling and more you are surprised, more magic can show up. Cu cât ai mai puțin control, cu atât mai mult îți dai voie să fii surprins și cu atât mai multă magie poate apărea. A magical creations, like amazing creations. Și apar creații uimitoare, creații magice. And also like how we are stopping magic, we are making life physical. Și cum ne oprim magia este și, sorry, we are stopping physical, our magic. Like
like physical. We are making life physical, so we are making matter true. Facem totul despre materia fizică și o facem adevărat. Așa ne oprim magia. So what if life is not physical? What if nothing is really physical? Cum ar fi dacă viața n-ar fi fizică și nimic n-ar fi de fapt fizic? What if this is just conclusion? Cum ar fi dacă astea ar fi doar concluzii? So what if nothing is physical? What if more magic can show up? Cum ar fi dacă nimic n-ar fi fizic și mai multă magie ar putea să apară? And scientists, they already know this, like, body is not physical, matter is not true. Oamenii de știință știu deja chestia asta, că nimic nu e fizic și că materia nu e reală. It's just something that we are perceiving and concluding with basic senses. E ceva doar ce percepem și concluzionăm cu simțurile de bază. And it's not really true. You don't need to make life so physical. Și nu trebuie să faci viața atât de fizică. And still you can make physical, but I really would like to make physical. În loc faci fizic tot ce ai vrea să faci. So what if life is not what we think it is? Cum ar fi dacă viața n-ar fi ceea ce crezi tu că e? How much more is possible if you don't need to have any fixed point of views about life until now? Ce ar mai fi posibil dacă nu ai mai avea punctele de vedere despre ce crezi tu că e viața până acum? And what is possible if you don't need to have any point of views about possible future? Cum ar fi dacă nu ai mai avea puncte de vedere despre un viitor posibil? What can be created and what if life can really be anything? Cum ar fi dacă viața ar putea fi orice? Do you get that it's too easy? Îți dai seama, percep că ar fi mult prea ușor? What if that's one of main reasons why you are stopping it, because it's too easy? Cum ar fi dacă unul din motivele principale pentru care te oprești este pentru că e mult prea ușor? So how much are you trying to make your life hard so it's having more value? Cum ar fi, cât de mult încerci să-ți faci viața mai grea astfel încât să aibă mai o valoare mai mare? And to create too much too easy doesn't have so much value. Dacă crezi prea mult și prea ușor, n-ar mai avea atâta valoare. So how much you like more hard work than magic? Cât de mult îți place mai mult munca grea decât magia? So what if you don't need to be part of hard work anymore? Cum ar fi dacă n-ar mai trebui să faci parte din aia care muncești din greu? Do you get when I say this that you're saying goodbye to something? Percep că spui la revedere la ceva? So it's like heritage of hard work, it's like whole family, whole country of hard work. Ai renunțat la o moștenire a muncii grele, a familiei, muncii grele a unei țări cu muncă grea. Like nationality, everything, you need to say goodbye to your past. Cum ar fi naționalitatea, ar trebui să spui la revedere trecutului tău. So like hard work is something that is having big value and you bought this from your people. Cum ar fi dacă chestia asta cu munca grea e ceva valoros pe care ai cumpărat-o de la ai tăi? So just have your hard work, enjoy it. Muncește din greu și bucură-te de asta. Have a lot of pleasure with this. Să ai o grămadă de plăcere cu asta. Work very hard and show to other people how hard you are working. Muncește cât de mult ca să demonstrezi că muncești mult. What if it's just a point of view and it's just something that people are pretending? Cum ar fi dacă ar fi doar un punct de vedere? So what if people are just pretending it and it's just point of view that they are using? Cum ar fi dacă ar fi doar un punct de vedere pe care ei îl folosesc? They are not really hardworking, they are just pretending it. Cum ar fi dacă ei doar n-ar munci din greu, ci doar ar pretinde că o fac? So they like themselves more and other people like them more. Astfel încât ei să se placă mai mult și alți oameni să-i placă mai mult. It's just manipulation with people. It's just manipulation with people. E doar o manipulare cu oamenii. So don't worry, you can still pretend that you are hardworking. Încă poți pretinde că muncești din greu. Everybody can still think how life is hard for you. Toată lumea din jurul tău poate încă gândi cât de grea e viața pentru tine. You can, when you meet some people, you can hold your back. Când întâlnești niște oameni, poți să te ții de spate.
And they are going to like you more, they are not going to be jealous for your life. Și o să te placă mai mult, că nu o să trebuiască să te invidieze pentru viața pe care o ai. Anything else, any other questions? Mai aveți alte întrebări? So what can show up if you use more magic in your life? Ce ar putea să apară dacă folosești mai multe magie în viața ta? And how much you are avoiding to use it until now? Cât de mult eviți să o folosești până ai evitat să o folosești până acum? You were trying to be smart and you were trying to work hard. Când ai încercat să fii deștept și să muncești din greu? Instead of using some magical dust. Și să, în loc să folosești ceva praf magic? To create something amazing. Pentru a crea ceva uimitor? Any questions? Do you have questions, Maria? You are trying to ask something? Mai aveți întrebări, Maria? Mai întrebări? I will be to enjoy the processes coming in the head. O să mă bucur de proces. What? Ce? Is there any question? Mai sunt întrebări? I always have a question if nobody else does. Okay. Am o întrebare dacă nimeni altcineva nu are. Hi, thank you. Mulțumesc. When you were talking about being a double agent. Când vorbeai despre a fi un agent dublu și and then taking the lie detector test. So being on the lie detector. Și să iei un test de cu detectorul de minciuni? I always feel like I wouldn't fool the lie detector, that I'm not good enough at really lying or at being a, I'm sure I was a spy in my last life and I was shocked. Mă gândeam că nu sunt suficient de bună să mint detectorul de minciuni pentru că sunt sigură că am fost un spion în trecut. So what would it take to be able to be the double agent with so much style? That I could fool the lie detector. De ce ar fi nevoie să fiu ca să fiu un agent dublu cu foarte mult stil, astfel încât să pot să mint detectorul de minciuni? I don't know if I'm allowed to say this because other people are listening. Nu știu dacă sunt mi-e permis să spun pentru că ascultă alți oameni chestia asta. Still, we can use it for experiment about spies. Poți să o folosești ca experimente despre spioni. So what if this that you are some kind of bad secret agent is your camouflage that you are even worse agent behind this? Cum ar fi dacă camuflajul tău ar fi că ai fi un spion prost care so if somebody would if somebody would find out they would think, oh, we got you. You are a secret agent. Cine, dacă cineva se prinde, o să zică, wow, te-am prins, ești un agent secret. And then they wouldn't know that you are double secret agent of even more behind this. Și n-ar ști că ești un agent dublu secret și chiar mai mult în spatele acestei chestii. Only very good detective would say, wow, this was too easy. There was something wrong. You know, it was too easy. Nu, you know, when some case is too easy. Numai în un detectiv foarte bun s-ar prinde că chestia asta a fost mult prea ușoară. Acest caz a fost mult prea ușor. So, Nina, ask yourself for more awareness of what are you secret agents that maybe you are not recognizing. Nina, întreabă-te mai mult ce agent secret ești și nu recunoști. And what if being so truthful is just double camouflage? Și dacă ar fi adevărat pentru tine să fie doar un dublu camuflaj. Like maybe you are saying, oh, I'm a spy and you are shaking because you are really a spy. Cum ar fi dacă ai tremura pentru și spui că ești un spion pentru ești chiar un spion? And they are going to think that you are not because you are shaking and saying it. Și ei o să creadă că nu ești un agent secret pentru că tocmai tremuri și spui că ești un spion. So you are an amateur to hide how professional you are. M-ar fi dacă ai fi un
ai putea să ascunzi cât de profesionistă ești. Of course, this was just example, it's not true, okay? People just forget asta it. Asta doar sunt exemple. Oameni buni, nu e adevărată chestia asta. Any more questions? Mai aveți alte întrebări? Thank you. Mulțumesc. Bună hello, seara. Aris. Yes, hello, Paula. Just speak. Eu aș avea o întrebare. I would have a question. Yes. Să folosim magia în ce facem de zi cu zi, care sunt posibilitățile sau cum putem folosi magia? About using the magic in our daily life, how can we use magic? So it's similar like dating. You know what is dating? Este similar ca și cum ți-ai da întâlniri. When you would like to get laid with somebody and you are pretending that you are interested in other things. Când ai vrea să faci sex cu cineva și ai pretinde că ești interesat în we are even we grabbed Agnes' dog because with this topic. l-am disturbat pe cățelul Agnes cu subiectul ăsta. So when you like somebody, when you are interested in somebody, you are flirting with the person. Când ești interesat de cineva, flirtezi cu persoana respectivă. And this is where we are using magic. Asta e modul în care folosim magia. Just how would be like avoiding of using magic would be like when you are a Romanian woman. Cum să eviți să folosești magia este să fii o femeie română. You are like this on the date. Și ești cam așa la întâlnirea pe care o ai. And he needs to do everything. Și el trebuie să facă totul. Like this. Mulțumesc. This is how we stop magic. Like, instead asta of e modul în care folosi oprim magia. Mai multă claritate? Instead of flirting and using magic. În loc să flirtezi și să folosești magia. And also it can be that you are pretending that you are not using it. Și de asemenea poți pretinde că nu o folosești. You are a proud Romanian woman. Ești o femeie mândră, o româncă mândră. You need to work very hard to get me. Și trebuie să muncești din greu ca să mai. And maybe after 10 years of working, I'm falling like a tree. Și poate după ce muncești 10 ani din greu, o să cad ca un copac. And then he's thinking, oh my God, like... Și el se gândește, oh, Doamne. I should maybe just eat something and that's it. Like... Poate ar fi mai bine să doar să mănânc ceva și asta e tot. Or they are like Romanian boys, like they're just like this. Okay. Și poate băieții români sunt doar așa, o figură I'm cam going casă. To wait now for 10 years. O să aștept de acum colo 10 ani. I can be your husband. Și aș putea să fiu soțul tău. This is Romanian man on another side of the table. Aștia sunt bărbații români în partea cealaltă a mesei. Ok. Bine, this is, ok. This is example how we are stopping magic. Asta e un mod în care oprim magia. So, you are flirting with everything. More you are alive, more you are flirtatious. Cu cât flirtezi mai mult, cu atât îți permiți mai mult magiei să fie. You are not waiting what is going to be created. You are creating it. Nu aștepți ce va fi creat, ci creezi asta. So if you would like to create something, you are being and doing something, what is creating it? Dacă ești ceva, creezi ceva care se creează atunci. And what people are doing many times, they are passive in creation, they are just waiting. Ce fac oamenii de multe ori, doar așteaptă. Sunt pasivi. Also, like if you like this planet, if you like people, if you like dacă your place business, planeta, you can create so much more. Dacă îți place afacerea, ai putea să crezi din ce în ce mai mult. If you really like it, mostly we don't like it. We are just pretending somehow that we like it. We don't like this planet. We don't like our life. We don't like our business. De cele mai multe ori nu ne place viața noastră, nu ne place afacerea noastră, nu ne place planeta asta. And people are creating just to have some temporary results. Și oamenii creează doar să aibă niște rezultate temporare. There is no magic when you are doing something just for small money. Și nu este niciun fel de magie dacă creezi ceva doar pentru bani puțini. Magic
shows up when you are creating something amazing. Magia apare când crești ceva uimitor. Something incredible. Ceva incredibil. Something unforgettable. Ceva de neuitat. And you are never doing it like how many people are doing it just for money. Și cât de mulți oameni o fac doar pentru bani. This is how you are stopping magic. Asta e modul în care oprești magia. Because nothing on this planet can't understand like why you would like to have just money. Pentru că nimic de pe planeta asta nu poate să înțeleagă de ce vrei doar banii. Earth don't understand this Romanian point of view. You froze. Yeah, I was frozen. So it's better maybe that you didn't hear it. Poate mai bine că n-ați auzit asta. So when you are, like I said, Earth don't understand this Romanian point of view about money. Deci Pământul nu înțelege punctul ăsta de vedere românesc despre bani. So what if you can create for the creation, for the magic of it? Cum ar fi dacă ai crea-o pentru magia creației? And stop trying to squeeze this magic into the money, into the paper. Și dacă ai te-ai opri în a opri magia, o îndesa așa, o mici în cutiuța banilor, să zic așa. In the box how of money. How much money you can create if you really enjoy your life and your body and other people and your business? Cât de mulți bani ai creat dacă te-ai bucurat de viața ta, de corpul tău și de afacerea ta? How much money can this create? Cât de mulți bani ar crea asta? So how much you are all the time destroying your money when you would like to make it about money? Cât de mult îți omori banii pentru că o faci doar pentru bani? So how much when you are creating for the money, you are taking care that you are never creating anything? Cum ar fi dacă atunci când crezi că este doar despre bani, te asiguri că nu crezi nimic? Do you get that it's just crazy Romanian point of view? Percep că este doar un mod nebunesc, un punct de vedere nebun românesc? So what is beyond that? Ce e dincolo de asta? What else can we create? Ce altceva putem crea? Like what would you choose? What would you create if you have a lot of money? Ce ai crea dacă ai avea o grămadă de bani? And how much you can explore this? Și cât de mult poți explora asta? What people do, they are never really making it about creation. Ce fac oamenii, nu fac despre creația? They are making it just about temporary results. Și o fac doar despre rezultate temporare. And they are using temporary results so they can hide. Și folosesc rezultate temporare pentru a se putea ascunde. It's like a better life in hiding place. Ai o viață mai bună în ascunzători. And people are now really creating the future. Și oamenii nu creează într-adevăr viitorul. They would like some temporary results for better hiding in secret place. What? They would like some temporary results. Și ar vrea niște rezultate temporare pentru niște ascunzători mai bune. Yes, I understand. So the hiding can be better. Astfel încât ascunzătoarea sau modul în care se ascund să fie mai bun. And there is no magic here. Nu e niciun fel de magie aici. And also nothing is bringing you money. Și nimic nu-ți aduce bani. Because nothing is interested to sponsor your hiding. Pentru că nimic nu este interesat să sponsorizeze ascunderea. So if everything would give you money, then you would just go to sleep. Dacă totul ți-ar aduce bani, te-ai duce doar să te culci. And because of that, everything and you also are taking care that you never have enough money for sleeping. Și inclusiv tu te asiguri că n-ai suficient de mulți bani ca să dormi. So everything is taken care and you are also taking care that you need to create. Și totul și inclusiv tu te asiguri că ai nevoie pentru a crea. So how much are you taking care that you don't have money so you can keep yourself alive? Cât de mult te asiguri că nu ai bani astfel încât să te menții în viață? So you don't hide yourself in some Romanian village where nobody is going to find you.
astfel încât să n-ai mulți bani să te poți ascunde într-un stat din România în care nu te va găsi nimeni. Even God don't show up there, like it's behind the back of God. Do you have some metaphor for that? Te ascunzi cumva în spatele lui Dumnezeu, căutam să găsesc o metaforă pentru asta. So, we are narrowly choosing to create something. N-ai crea cu adevărat, n-ai alege să crezi ceva cu adevărat. And we are just supporting secret agenda that we would like to hide. Doar am susține agenda secretă pe care o avem cu ascunsul. So how many of you here would like to create enough money for hiding? Cât de mulți dintre cei care sunteți aici creați bani doar pentru a avea suficienți bani să vă ascundeți? And how much you are happy that this money never show up? Și cât de fericiți sunteți de fapt că acești bani nu apar niciodată? So you can keep yourself alive and you can have fun with this plan. Astfel încât te poți ține în viață și te poți distra. You have good explanation for your family why you need to travel, why you need to work. Aveți explicații pentru familia voastră de ce trebuie să călătoriți, de ce trebuie să munciți. You know, I need to travel, I need to work, I need to do these sessions, these classes, because we need money. Știi că trebuie să călătoresc, trebuie să fac aceste clase, trebuie să fac aceste sesiuni pentru că avem nevoie de acești bani. Money, like, mommy can't be at home tonight, I need to work. Mama nu poate să fie în seara asta acasă pentru că trebuie să muncească. Then you are suffering and it's so hard. Și suferi atât de tare. Any more questions? Mai aveți alte întrebări? Hello, Harris. Hello, Mary. Bună, Harris. I have a question about relaxation in the body. Yeah. I have a întrebare despre relaxare și despre corp. I would like to be relaxed in my body, but I perceive some tension in my muscles and in my joints. And just a second to translate. Aș vrea să fiu mai relaxată, dar percep niște tensiuni în mușchii mei și în articulațiile mele. So if you would really like to relax, you would relax. Dacă ai vrea într-adevăr să te relaxezi, te-ai relaxa. So you need to recognize first that you don't want to relax. Ar trebui să recunoști prima oară că nu vrei să te relaxezi. So there is something that you are avoiding to be relaxed. E ceva ce eviți, să fii relaxată. So, like, one of point of views that you are maybe using to keep yourself hyperactive. Este poate unul din lucrurile pe care le folosești ca să te menții hiperactivă. Is maybe that you are doing too little. Poate este că faci mult prea puțin. And this is what you are using, so you can be stressful. You are working too little, you are doing too little. You are creating too little, you are working too little, you are doing too little. Ceea ce folosești ca să crești stresul, că muncești prea puțin, faci prea puțin. And it's just a point of view which is not so true. Și este doar un punct de vedere care nu e chiar atât de adevărat. And you don't need to buy it. Și nu trebuie să-l cumperi. It's just a conclusion, it's just some calculation. E doar o concluzie, e doar un calcul pe care ți-l faci. What if your amazing contribution to this planet just by being here? Cum ar fi dacă ai fi doar o contribuție uimitoare prin simplul fapt că ești aici? And your main job is that you are not receiving this. Și jobul tău principal ar fi să nu primești asta. You are taking care that you never receive how incredible you are. Cum ar fi dacă te asiguri să nu primești ce incredibilă ești? Because this is creating totally different life for you. Pentru că asta ar crea o viață total diferită pentru tine. And you need to make 99% of your of people in your life, you need to make them stupid with this. Și 99% din oameni din viața ta trebuie să-i faci să-i prostești cu asta. Because they were mistaken, they were wrong if this is true what I'm saying. Pentru că ei ar fi greșit în referitor la ceea ce spun acum. Most of the people in your life, they think that you are stupid. Majoritatea oamenilor din viața ta cred că ești proastă. Because they are stupid. Pentru că ei sunt proști. And you don't allow yourself to be so bad person to make them wrong, to make them mistaken. Și nu-ți dai voie să le dai voie să fie greșiți. So what if you are să n-aibă dreptate.
What if you're not shit? What if you're not shit? Cum ar fi dacă n-ai fi de căcat? What if you're incredible? What if you're an amazing gift? Cum ar fi dacă ai fi uimitoare, dacă ai fi un dar uimitor? Just 99% of people are totally stupid. 99% din oameni sunt total tâmpiți, proști. They are blind. Sunt orbi. Are you going to still listen to them? Continui să-i asculți. Can you see that your amazing contribution to this planet with being, you don't need to do anything, your life here is not about what you are doing. Viața ta nu este despre ceea ce faci. Poți să percep că ești o contribuție uimitoare? You are changing the world with your presence here. Pentru că schimbi lumea cu prezența ta aici. Can you allow yourself to receive this? Îți dai voie să primești asta? Your amazing contribution with being is not so much about what we are doing. Suntem o contribuție uimitoare cu ceea ce suntem, nu cu ceea ce facem. Nobody knows what you are and nobody is ever going to know. Nimeni nu știe ce ești și nimeni nu va ști vreodată. You're a double secret agent. Ești un secret dublu. Agent secret dublu. So nobody needs to know, nobody is going to know. Nimeni nu trebuie să știe, nimeni nu o să știe. It's very good camouflage. Este un camuflaj extraordinar de bun. Anything else? Thank you. Mulțumesc. So, one of choices what you can do is never make yourself wrong again in your life. Una din alegerile tale ar fi să nu te faci greșită niciodată. And always ask how amazing I am. Și de fiată să întreb cât de uimitoare sunt. Like if you miss a train, don't make yourself wrong. Dacă pierzi un tren, nu te fă greșită. Ask how amazing I am that I missed the train. Și întreabă-te cât de uimitoare sunt că am pierdut trenul. So we are all the time we are very bad in like in normal things, but in like what people are usually good in it, we are many times terrible. We are many times terrible. În majoritatea timpurilor noi suntem foarte, adică suntem teribili în ceea ce sunt, la ceea ce sunt buni alți oameni. Majoritatea timpului nu suntem buni la chestiile pe care le fac alții cu ușurință, de un mod obișnuit. I'm going to translate Agnes. So we are many times terrible in normal things. Suntem de multe ori teribili în lucruri de să facem în chestii normale. It's not like we have other jobs on this planet. Like, noi avem alte joburi pe planetă. Nu e treaba noastră să fim normali. So stop making yourself wrong because you're not perfect in human life. Deci nu te fă greșită că nu ești perfectă în viața asta umană. Stop making yourself wrong because your life is not from a movie. What kind of movie? From a movie, like. Nu te fă greșită că viața ta nu e ca un film. Many times we are watching too much movies and we think that life needs to be like in a movie. De multe ori ne uităm la prea multe filme și credem că viața noastră trebuie să fie ca un film. And you know, there is no ironing in the movie, there is no washing of the dishes, there is no cleaning, like in real life there is so many things to do. Viața de zi cu zi sunt foarte multe chestii de făcut. There is so many things to do in real life, oh my God. Sunt atât de multe chestii de făcut în viața normală. And in movie everything is so easy in the movie. Și în filme totul este atât de ușor. Any more questions? Mai aveți alte întrebări? So what are you being that you are maybe not recognizing and you are making it wrong because you are not so perfectly successful in human life? It was so long. I can repeat it. Please. So what are you being that you are not recognizing because you are not perfectly successful in human life? Ce ești și ce nu recunoști că ești pentru că nu ai atât de mult succes în viața asta normală, de zic, în viața normală. What are you being that you are not recognizing that you are maybe making it wrong because you are not totally successful in human life? Deci ce nu recunoști că ești pentru că nu ești total perfect, n-ai atât de mult succes în viața asta normală. What if you are being some different embodiment than other people? Cum ar fi dacă ai fi
you're ignoring this. Diferită decât ceilalți. And you're ignoring this because you are not incredible in creation of human life. Și ignori asta pentru că ești nu ești sorry. So how much are you using results to make yourself wrong so you can ignore yourself? Cât de mult folosești rezultatul astfel încât să te ignori pe tine? Okay. Anything else? Altceva? Mai aveți alte întrebări? No? Would anybody like to say something? Mai vrea cineva să zică ceva? So I wonder what is this creation going to be in Romania? It's like first weekend of February, something like that. We start on Saturday with 3-day body class. Mă întreb cum va fi creația asta în România, care va începe în primul weekend din februarie, începem sâmbătă cu o clasă de 3 zile de corp, sâmbătă, duminică și luni. It's something similar what we were creating today, just we include touching of the bodies also. Și va include atingerea corpurilor. So it's about creation, it's about life. Și este despre creație și este despre viață. It's about allowing ourselves to be different embodiment. Și este despre a-ți da voie să fie o întrupare diferită. And we include bodies with this, we are touching bodies for 3 days. Și includem și corpurile în această creație pentru că atingem corpurile timp de 3 zile. And some unstoppable change may show up. Și o schimbare de neoprit poate apărea. And what if there is a lot of magic in Romania? Cum ar fi dacă ar fi multă magie în România? That is waiting so we unhide it. Și care așteaptă să fie dezvăluită, revelată. And what can this create? Și ce ar crea asta? And thank you for this. Thank you for your choices. Thank you for creating this with us. Și vă mulțumesc pentru asta, vă mulțumesc pentru alegerile voastre și vă mulțumesc pentru că ați creat asta împreună cu noi. Thank you, Agnes, for translation. I hope that it wasn't very hard. Îți mulțumesc, Agnes, pentru traducere. Sper că n-a fost foarte greu, no. But you like hard work. No. Maybe not. You are not so normal Romanian. Mulțumesc, și că îmi spune că nu-mi place atât de mult munca din greu. Mulțumesc. And see you in Romania. See you in Romania. Very soon. I need to go to Brazil and then I'm coming. Întâi se duce în Brazilia și după aia vine în România. Cool. Bring some sunshine. Bring some sunshine. I'm bringing summer. Da. Thank aduce you, vara în România. Vă mulțumesc tuturor și ne vedem în curând. La revedere. Bye. Ciao. Puteți să vă deschideți microfoane. Bye. La revedere. Mulțumesc. La revedere. Pa. Mulțumesc. Thank you. Bye. Bye. Bye.